uitat de tâzitator. Mai bine golan decât statist, mai bine mort decât comunist. A început petrecerea intitulată Liviu Dragnea se face scriitor. Aici la Monumentul Eroilor s-au adunat o grămadă de cătățeni, tot din cei care protestau și contra PSD, cei mai nucleul dur, ca să zic așa. Și iată că, spre deosebire de alte dăți, în parcarea de la în laterala prefecturii nu mai există nicio mașină de poliție sau de jandarmi, ceea ce înseamnă că de fapt pericolul de asaltarea instituțiilor sau o altă dezordine socială nu exista decât în mintea unora care se simțeau amenințați, unii care până acum se aflau la putere, iar acum nu mai sunt. Deci cetățenii nu sunt în pericol, ci erau în pericol pentru potentații zilelor trecute. Oamenii sărbătoresc cu șampanie fără alcool, că de vă spați în public și vorba aia, suntem cetățeni europeni, civilizați, sărbătoresc cu muzică și s-au adunat să-și schimbe între ei impresii și, bineînțeles, să se gândească la ce va fi de făcut de acum înainte ca să nu se repete povestea din 1990, când de dărmat s-a dărmat, dar nu s-a strâns molotul. Când ne-am întrebat ce ne-a de făcut cu jumătate din țară, cu tot să fac pe restricțele să sărbătorim un fel de învierea noastră. Uite, puneți și Babule! Asta Liviu Dragnea nu mai e. Ole, 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 ole. Liviu Dragnea nu mai e. Ole, 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 ole. Liviu Dragnea nu mai e. Bravo! Hai! Hai din alta albă! Ziceți, să puneți dole la PSD? Și o colivă să li facem din bocitoare, găsim! La colivă îi facem din... O chemam pe Teo, că e cea mai bocitoare așa cu pentru PSD, este Teo! Că vreau de-a luat! La pușcărie! La pușcărie! La pușcărie! Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale.